Din păcate, în această vară fierbinte, fenomenele extreme stau la pândă peste tot în România. Un fuior a făcut prăpăd în comuna Miroslovești din Iași. Mai multe case și gospodării au fost avariate de vântul puternic, care a luat cu el acoperișuri, pomi și garduri. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre ele a fost transportată la spital. Ești pe deal, tată! Da, e bine, brătești! E bine, Miroslovești! Uite, uite, uite! Da! O cu zâmuri, doar uite, merg la vale. Uite, albu și ala. Merg pe Miroslovești la vale. Uite, uite, uite cum se vede. După câteva picături de ploaie care nu prevesteau nimic, vântul puternic iscat din senin a rupt în egală măsură garduri, acoperișuri și chiar stâlpi de electricitate. Oamenii din Miroslovești povestesc că cerul s-a întunecat și au auzit un șuierat asurzitor. Localnicii spun că vijelia nu a durat mai mult de un minut, însă în urma ei a lăsat un adevărat dezastru. Această casă a fost cea mai afectată. Acoperișul pur și simplu a fost luat pe sus, iar copacii din grădină au fost puși la pământ. Biata femeie care stă aici era în curte în momentul în care bucăți de țiglă, tablă, dar și crengi au zburat peste ea. Am pus-o cu un papuc și am pus-o peste drum. Răpnin m-a spărit tăftă, dacă Domnul m-a păzit. Dacă stăteam acolo, mine în cap era moartă. Tot, mi-a luat de pilene, mi-a luat tot. În livadă, coșarii la pământ, tot, cu port, copaci rupți. Tot e la pământ. A luat acoperișurile astea două și le-a purtat până la livada care o vedeți la orizont. În urma acestui fenomen au rezultat pagube materiale foarte importante. Eu, tata, aici ne-a rupt, asta a fost rupt. Aici s-a pus în el azi noapte, a fost unul și a venit cap pe aici și ne-a format. Văd că a luat și țigla. O luat tot o luat. Uite unde a ajuns, de pe casă, izolate. Vedeți-mă acolo. Așa merge. Până merge vântul, se rupe crengile la copaci, ne-a scos copacul din rădășină, un lucru bătrân mare. Pompierii au intervenit pentru a îndepărta resturi de acoperiș de pe 9 case și 2 stâlpi de electricitate care au fost rupți. O femeie surprinsă de vijelie pe o căpiță de fân a fost trântită la pământ. În cădere și-a rupt piciorul și a ajuns la spital. Cei de la primărie evaluează acum pagubele ca să-i ajute pe oameni. Potrivit meteorologilor, mai multe regiuni din Europa vor fi lovite în acest weekend de furtuni puternice, inclusiv de tornade. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.